Bună dimineața, prieteni, Cătălin Cornea sunt. Suntem pe canalul de dresaj canin profesional și astăzi m-am gândit să fac ceva scurt, scurt, foarte scurt, dar având în vedere că este prima abordare a unui cățel care este în dresaj și care trece printr-un proces de transformare, ne raportăm, o să vedeți despre cine este vorba, și la genele lui, tendințe pe care le are în comportament venite din genă, din personalitate, din testosteron, dacă vrem să ținem cont și de acest fapt. Și pentru că lucrurile funcționează, pentru prima oară am schimbat un pic abordarea, am mai adăugat un ingredient la această abordare de care vă spuneam. Nu eliminăm deloc recompensa, nu rămânem deloc pe loc din acest punct de vedere, cramponându-ne, blocați, încorsetați în ideea de lucru cu recompensă. Este nevoie de ceva mai mult. O să vedeți că în abordarea noastră apelăm la ce credeți? Și la instinctul de conservare. De ce oare? Pentru că în procesul de dresaj al unui câine, de educație, atunci când vrem să ne creăm ascendent psihologic în fața lui și să devenim liderii demn de băgat în seamă, trebuie să jonglăm cu instinctele. Unul din instinctele importante care va face diferența în abordarea unui câine ca cel pe care îl veți vedea este instinctul de conservare. Cum îl activăm, prin ce mijloace, care este tehnica pentru a sensibiliza câinele și a-i atrage atenția și pe acest instinct, vom vedea în ceea ce urmează din videoul nostru. Totodată trebuie să țineți cont că instinctul acesta are ca rol înăbușerea unui altul. Care credeți voi? Puteți să scrieți acolo în secțiunea de comentarii care este instinctul cu care vă confruntați voi în ieșirile de zi cu zi cu câinele și ce instinct înăbușe acest instinct de conservare, pentru că știm cu toții, este cel mai puternic, mai puternic decât toate celelalte instincte. Și atunci vom face o adaptare la interacțiunea noastră cu câinele și de acolo vom vedea ce este. Avem distragere puternică, ne confruntăm cu aceasta și totodată stăpânul cățelului pe care îl veți vedea învață să facă față unei situații limită, dacă aș putea spune, pentru că astfel de situații pe foarte mulți din oamenii cu care lucrez îi copleșesc de-a dreptul. Bun, haideți să vă arăt despre cine este vorba. Haide, vină încoace. Vină încoace, dragă. Îl vedeți, da? El este Drogo. Are 2 ani de zile, este un năzdrăvan, dacă vă arăt ceva, ia uite ce are între picioare. Testosteron, tată, nu jucărie. În momentul în care Drogo vede un câine, gata, intră în transă, se manifestă ca atare și este foarte greu de strunit. Până acum am lucrat în această zgardă galbenă, o zgardă plată, care ne-a ajutat în multe situații, dar este necesar să trecem la etapa următoare și astfel, să nu ne ascundem după deget, este nevoie să îi demonstrăm capacitatea noastră de influență. Nu atâta mea, pentru că eu vreau doar să fiu prietenul cățeilor, autoritatea trebuie să fie la fiecare proprietar în parte. Fiecare proprietar al fiecărui cățel trebuie să fie micul dresor din universul câinelui, la care acesta se condiționează și pe care îl va asculta așa cum l-ar asculta pe un dresor care vine la voi acasă și vă ia câinele de lesă și îl dresează și este mare și tare. De la acel moment până la a învăța un om să strunească câinele cu adevărat și să îl controleze în situații care mai de care mai dificile, este mult drum, dar pentru a fi eficienți, mai bine implicăm direct proprietarul câinelui în procesul de dresaj și învață și câinele și omul cum să aibă o relație puternică bazată pe leadership și pe follower sau pe following, cum vreți să-i spuneți, și astfel câinele să fie așa cum vi-l doriți. Relația se construiește lucrând cu acesta, nu vi-o construiește dresorul lucrând el cu câinele. Așa că astăzi învață și Drogo ce să facă într-o situație ca aceasta și totodată învață și stăpâna câinelui, da, Carla, ce să facă într-o situație dificilă în care, bum,
se întâlnește cu un alt dulău și lucrurile o iau razna. Hai să începem! Cine ești tu și ce vrei de la mine? Cine ești tu și ce vrei de la mine? Ia uite ce avem aici. Ta-da! El este Drogo. Un dulău necastrat în vârstă de? 2 ani. Și tu ești un dulău necastrat în vârstă de? 4 ani jumate. Auzi-l pe marța apoi. Și acum avem treabă, avem destrunit. Hai, cheamă lângă tine, da? Bun, bun. Orice ar fi, nu ajunge. Te duci înapoi. Ce faci în momentul ăsta? Pui piciorul pe lesa neagră. Da? Așa. Și îți strângi câinele. Hai, nici mai mult. Nu mai scurtează lesa neagră. Bun. Acolo pui. Și spune culcat. Și ridici de lesă până când la un dat... Culcat. Așa. Reacționez. Asta e una din metode, dragilor, pe care ți-o folosiți. Bravo! Aștept. Nu vă iese doar cu o singură zgardă și cu o singură lesă, câteodată, mai ales la câini care sunt disponibili în a se lansa juf, cum spune englezul, lunging în lesă, da? Dacă ajuns în față la capătul lesei, e deja câine de atac, nu mai este câine disciplinat. Bun. Aștept. Culcat. Culcat. Hei, culcat. Stimularea ta trebuie să-l sensibilizeze suficient așa și spune să culcat. Meargă înapoi acum, da? Pregătește recompensă. Vorbești cu el. Pune-i pas și merge înapoi. Așa, pas. L-ai făcut atent. Una deasupra lui, bun. Excelent, înaintează. Bun, vorbești cu el, te oprești. Te dai înapoi, pas. Să știe că acolo lângă picior se întâmplă lucrurile. Înaintează acum. Pas. Vorbești cu el. Bun. Te oprești și înapoi. Semnalizezi dacă reușești să casă. Bravo. Și acum recompensezi. Bun. Spune-i să culce. Culcat. Și du-te la distanță deja. Aștept. Da. Te duci, așa. Ce face marța foi acolo? Ce face dulăul de 4? Vrei să-ți fac cunoștință cu dulăul de 2? Nu poți să-ți faci cunoștință cu unii dulei, nu poți să faci cunoștință, înțelegi? Nu poți. Degeaba mă pup tu pe mine că nu ajungem la dulăul de 2, da? Da, suntem un drăguț. Ducă peste cățelul celălalt, da? Alternativa lui este să miroasă după el, să miroasă tufele, să miroasă ce se întâmplă în jur, dar să nu se ducă la el. Dacă vrea acolo, a pierdut toată perspectiva asta de a... Deci că și Jax face un lucru foarte corect, se duce după el și miroase, pentru că nevoia de informație prin miros există, da? Dar ca să nu se ducă la el direct, s-a dus după el, după mirosul pe care l-a lăsat el acolo. Da? Tu du-te acolo, acum, ușor, ușor și-l chem. Bun. Dodo, hai. Hai, și lângă tine. Hai. Să se desprindă, da, da. Stai momentul de care vorbeam și pune-l în șez. Înaintează, pas. Lauzi băiatul, vorbește cu el, exact, vorbește cu el, continuă. Continuă, te oprești și te duci înapoi. Acum. Atenționează-l din semnal. Pas. Și acum mâna deasupra lui. Bravo, băiat. Și te duci. Bravo, și te duci. Băiat. Și te duci. Și te duci. Și vin față. Pas. 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 Exact. Șezi. Șezi. Culcat. Culcat.
Bun. Da. Spune-i să rămână. Aștept. Excelent. Destul de apropiat, băieții. Da? Stingem un pic din obsesia lui prin intervențiile succesive asupra lui. Dă-te în spate, cheamă-l vioi și pune-l să facă aliniere. Hai, și. Dodo, hai, treci la pas. Bine. Bravo. Și acum înaintează. Pas. Hai, pas. Pas. Dă-te înapoi. Pas. Bravo. Bine. Și dă-i liber la iarbă. Du-te. Liber. Du-te, du-te, du-te liber. La iarbă. Bun. Foarte bine. Sper că n-a fost lung, dar n-a fost nici scurt. A fost suficient de interesant cât să aveți acolo un mic tips să puteți pune în practică acasă. Ieșiți cu câinii voștri în teren, explorați și exploatați totodată mediul real, pentru că avem mare nevoie să le dovedim câinilor noștri că aici, în mediul real, cu toate aceste provocări, toate aceste distrageri, noi suntem cei care suntem cea mai puternică, cel mai puternic stimul care putem pune punctul pe ei și influența câinele, da? Ieșiți afară cu câinii voștri, dacă e nevoie de două lese, faceți cum ați văzut în acest video. Intrați apoi în secțiunea de comentarii, dați-mi și mie feedback, spuneți-mi dacă este ok, dacă v-a plăcut, dacă ați pus în practică și v-a ieșit, ce nu v-a ieșit, putem discuta acolo. Eu vă dau întotdeauna soluțiile, ați văzut, răspund foarte prompt. Nu uitați, dați un subscribe, un like, comentați și ne vedem la următorul clip. La revedere!